A zis că mă dă afară din ansamblu și mă fac șofer de autocar. Prietenilor mele, Ștefi și Andreea. Merge chestia asta, să te duci la o fată să-i zici: băi, uite, eu știu să cânt la vioară, dacă vrei să-ți cânt ceva. Hai să vedem rechinul apelor dulci. Party mare de tot. Bun, ca de obicei, a zis și Dorian Popa. Dați un like, un share, subscribe, comentariu, acolo tot ce trebuie pentru Nedea! Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Acesta este vlogul de la Tulcea, din backstage. Ați văzut și voi în vlogul celălalt cum am câștigat peștișorul de aur. Toată lumea ne cunoaște. Vă pup în comentarii pe toți celor care ne-ați scris. Vă pup pe toți din Bihor, din Satu Mare, din Moldova. Îmi pare rău că nu v-am pus. Toată lumea vă pup acolo în comentarii. Să lăsați comentariul și la vlogul acesta. Chiar și copiii cei mici de la Satu Mare vă pup. Așa. Din păcate am pierdut intro-ul de la vlogul celălalt, pentru că asta este, se mai întâmplă. Nu putem să le facem perfect din prima pe toate. Sper să vă placă și acest vlog. Vlogul celălalt a fost așa și așa. Acesta este, cum v-am spus, din backstage. Este mult mai multă Caterinca pe spate. Acolo a fost, na, eram îmbrăcați în costum, toate cele. Sper că o să vă placă și vizionare plăcută. O să vedeți vlogul la paradă, celălalt o să fie, acum e daily vlogul, vă povestim tot ce se întâmplă, dar voi o să vedeți ce facem acolo în celălalt vlog, nu știu, vedem cum o să le postăm, care e ordinea, în funcție de cum iasă la edit. Noi acum plecăm să facem o mică hațigană, să ne plimbăm puțin prin oraș, că așa e prima zi de spectacol când ar veni. Ne bucurăm de frumusețile acestui oraș, de vremea frumoasă și revenim cu vlogul. Vedeți pe vlogul celălalt ce se va întâmpla. Acum vedem ce mai filmăm. Jumătate de oră mai târziu suntem tot aici. Autocarul nostru e tot lăsat în pantă. Aici ieri și-a strâmbat bara, acum e jale, nu știu dacă trece. Ce ziceți, bă? Trece autocarul? Mută autocarul, nu cred că mai trece autocarul. Merg ăștia, zici că au nouă vie să-mi bat picioarele. Bă, deci autocarul ăsta ori rămâne aici, ori noi mergem pe jos. Nu știu, ori amândouă. Amândouă. Zici, Ștefi, ce zici? Rămâne autocarul aici, ia. Cred că da, cred că nu mai mergem nici acasă, aici ne lasă și ne mai și înjură că pentru noi l-a dus acolo sus, că să ducem bagajele. Alo, dar noi i-am dat niște bani, nu? Spune și voi în comentarii. Eu zic să-i ăstora pe vlog să doneze în pana mea, să ne luăm autocar, că nu mai plecăm de aici. Exact, exact. Donați pentru niște suflete amărâte ca noi. Să ne luăm un autobuz. Ce vrăjeală frumoasă are Ștefi. Bum. Suntem chiar aici la plajă. Priviți ce priveliște. Am venit la... Bine, la plajă, nu prea e plajă, dar e unul dintre cele mai mari lacuri din România. E super murdară apa, din păcate nu putem să facem o baie. Uite, acolo se distrează oamenii ponton, pe ponton se distrează oamenii. Noi am venit să facem, zis, bă, facem și noi o băiță, dar de unde, frate, că eu ce apă murdară, eu. Mamă, a plecat, nu mai facem nicio baie, bă. În alte țări e apă frumoasă, curată. Hai, fraților, să facem și noi, uite ce zonă frumoasă, dacă făceam pe asta de... Să fie comercială, să putem să facem și noi o baie, era forță. Da? Na. Căldura asta, bă, momentan e bine aici, bate vântul ca așa ar fi o căldură. Wow, dar vremea e frumoasă. Suntem aici cu ansamblu Nedea, cel mai șmecher ansamblu din țară, desigur. Și vedem ce facem la cetate. Dar suntem tot aici pe malul apei, pe malul lacului. Am luat aici o clătită frumoasă, uite, dă puțin zoom. O Nutella cu ceva așa. Imediat încercăm. Nu știu, hai să încercăm o guriță așa pe vlog. Hai să vă învăț cum să nu se prindă ăștia, că nu sunteți de aici. Bași clătita în Nutella. E bună, boss. Mamă, ce bune. Bă, nu cred să prindă ăștia, că nu sunteți de aici. Când îi dăm comandă. Oricum, e bună rău, e bună rău. Revenind după ce mâncăm, am revenit aici la vlog. Am găsit niște idioți. Ăștia să neacă. Bă, să nu vă necați, bă. Zorle, bă, să nu vă necați. Aveți grijă. Să nu vă necați! Cum respirați în apă? Am găsit aici alți pești frumoși. Pam, pam, pam. Peștișorul de aur, repede, puneți-vă o dorință. Poate se îndeplinește. Ha. Hai să vă arăt camera mea preferată. Aici mai dorm eu când mă plictisesc. Wow, ce fain sunt ăștia. Eu zic că l-ating, zici că l-ating. Wow, 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 wow. Wow, wow, pe aici ce? Nemojitorii. Ah, ce frumos. Cine știe desenele? Să scrie în comentarii. Salut, Nemo. Și Dori, unde Dori? Uite aici pe Dori. Ăsta-i Dori ăla. Pentru cine a făcut generala Novaci, nenea Dori. Ce fain arată ăsta. Wow. Senzație. Hai să vedem rechinul apelor dulci. Parcă e din Pirații din Caraibe. Ah, păi ce ai făcut, frate, că când auzi numele mă așteptam să zică că să fie de 7 metri, dar nu prea. Uai, ce frumos sunt pești ăștia. Senzație. Băi, frumos aici la acvariu, mai venim.
Ieri super, 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 o să zicem asta de 20 de ori. Am terminat și noi cu acvariul, am și mâncat frumos un papanaș, a mers perfect la burtică. Acum am venit la cazare, mergem să dormim puțin, să ne pregătim, să fim freși, că trebuie să rupem la spectacol. Vedem cum ne trezim, nu știu dacă mai filmăm ceva azi pe vlogul ăsta, cred că o să filmăm pentru vlogul celălalt, pentru festival. Așa că ne vedem mâine! The next day. Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la a patra zi din Tulcea. Bă, e super fain aici, atmosfera e frumoasă, aseară am avut spectacol. Se pare că ne-am calificat în primele patru ansambluri. O să aflăm astăzi fix pe ce loc suntem, o să vedeți, de fapt, în celălalt vlog. Acum mergem să ne dăm cu vaporul pe Delta Dunării, o să fie super chill, vă luăm cu noi acolo. Ne împrietenim și cu băieții de la Bihor, prietenii noștri, o să fie prieteni, viitorii prieteni. Așa că vin și ei cu noi și vedem ce facem pe parcă, cum e pe Delta Dunării, o să ne placă peisajul super mult, sunt convins, și revenim de acolo cu cadre. Așa cum v-am spus, am venit și noi să ne dăm cu vaporul, vremea este foarte frumoasă, imediat plecăm pe Dunăre, da, mai vaporul o să rumplem, ne distrăm pe el două ore, ne facem damblaua și după aia ne ducem la spectacol. Oricum o să fie atmosferă frumos pe barcă, băgăm o muzicuță că avem boxa la noi și ne distrăm, că de-aia venim, nu? Hai că vedem ce mai facem și ne vedem aici pe vlog. Așa cum v-am spus, dragilor, am zis că revenim de pe vapor. Suntem acum pe brațul Sulina. Bă, priveliștea e frumoasă, dacă am plictisitor, așa mergea un party aici să facă barca asta. Bum, 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 să sară toate roatele de pe ea. Îl avem aici lângă noi pe domnul Călin. Ia vine, mă, Călin, încoace. Ăsta-i bossul boșilor și că vrea și el să apară în vlog. Ia, mă, ce vrei să zici? Hai, șmecher aici. Hai, fii atent, luași fluierul la tine. Nu. Bă, era frumos să iei fluierul, să le cânti la oamenii ăștia, că uite, filmează un pic să vadă câți oameni sunt pe aici. Prietenii noștri de la satul mare aici, în tricouri roșii, o să mergem imediat și o să-i luăm și pe ei la un interviu ceva. Deci, domnul Călin, dacă aveai fluierul, tu îi rupeai pe ăștia. Da. Păi și de ce nu-l lași? Că uitai. Uitai. Bă, cântăm din așa, din... Brrr. Băi, brrr. Brrr. Căline, Ștefi, tu vrei să zici ceva aici sau nu ai treabă? Da, păi ce să zic? Hai că vedem ce zic prietenii noștri din satul mare și mergem să vedem, că vă zic că se dezbrăcară fetele pe acolo, prin spate, fac plaje, ne băgăm și noi cu ele, hai! A revenit cu încă doi băieți de la ansamblu din satul mare. Bă, să știți că sunteți foarte buni, știți să faceți atmosferă și asta e cel mai important. Eu sunt foarte bucuros că m-am întâlnit cu voi, sincer, îmi dă drăguț o stare de bine. Chiar era plictiseală pe aici, noroc cu voi. Nu știu, acum, dacă mai vreți să faceți o dedicație mică, să dați aici pe vlog, gen ceva scurt, așa și frumos, să sune bine. Ia, uite, pentru tot vlogul! Felicitări, bă, cântați super fain. Bravo, aplauze. Mulțumim. Ce voiam să mă mai întreb, merge chestia asta să te duci la o fată să-i zici, bă, uite, eu știu să cânt la vioară, dacă vrei să-ți cânt ceva. Mă, depinde de fată. Și ai încercat, a mers vreodată? Bă, normal că am încercat, câteodată merge, câteodată nu. Bă, depinde de fată, ce să zic, mulțumesc mult pentru demonstrație și baftă în continuare. Așa se face pe vapor, cu oamenii mei din satul mare, cu vioare, cu tot ce trebuie, party mare de tot drumul și probabil revenim când ne dăm jos sau vedem, poate mai filmăm ceva de aici oricum. Oameni de la satul mare, super tari. The next day. Am revenit în ultima zi, tocmai ce am plecat de la Tulcea, am oprit într-un an de porumbi, vedeți dumneavoastră, glumesc, am oprit într-un peco, ne-am luat unul alta, am băgat ceva la maț și mergem spre casă cu 400 de km la oră, că e autobahn. Din aia e autostradă, ai voie să mergi cu cât vrei, tu ne doare la banana, avem un șofer șmecher, are pile, are tot ce trebuie. Autocarul nu prea-i trage, dar na, că e lovit, o să vede, adică vedeți mai devreme. Noi mergem spre casă, a fost un festival extraordinar, o să vedeți în celălalt vlog. Dacă nu l-ați văzut deja, că încă nu știu cum o să le postăm, care o să fie ordinea, vedem la edit. Eu sper că v-a plăcut. Acum, nu știu ce mai facem pe aici, ușor, ușor ne tragem spre casă, ascultăm o muzicuță pe drum, dăm niște dedicații și ne facem treaba. Vreau să mai menționez ceva, să vă fie rușine prietenilor mele, Ștefi și Andreea, să vă fie rușine, pentru că nu m-ați mai pus pe un story de foarte mult timp și dacă vă place vlogul ăsta, să mă puneți, cu amândouă de fapt. Și dacă nu, să știți că nu mai aveți ce discuta cu mine, da? Da?
Ștefi și Andreea, vă știți voi care, că știu că sunt mulți fani și așa. Da, două Ștefi și Andreea am și o prietenă, atât. Hai, atât am avut de spus, ne auzim mai târziu. Am plecat și noi de la București, ne-am oprit un plic la Dăbuleni. Am... La Dedulești sau Dădulești? Dădulești. Cum e? La Dedulești, nu că oricum tăiem. Din păcate, doamna Nușa s-a supărat pe mine și a zis că mă dă afară din ansamblu și mă fac șofer de autocar. Mi-am luat aici un scaun, ia uitați-vă. Pac, pac. E foarte dotat, are volanul mare de man. Este un man. Are faruri, le-a lăsat domnul Pornitei, le stingem că nu mai plecăm deja. Stai să le pornim că ne bate. Navigație, tot ce trebuie, avarii, merg. Geamuri, nu știu ce mai sunt pe aici. Avem cel mai important lucru din acest autocar, ochelarii de soare. Mai ales când plouă, sunt perfecti. Ca să nu intre picături. Blocat în volanul și n-are cheie. Mamă, să vezi ce bătaie luăm. Deci îmi pare rău, ne lăsăm de vlog că ne bate domnul Adrian. Asta este, măcar am încercat. Dați pentru asta că ne-am riscat să ne urcăm la volan. Dați un like, un share, subscribe, comentariu, acolo tot ce trebuie pentru Nedea. Am ajuns acasă. După ce am mâncat niște mici la Dedulești, că ați văzut că am oprit, ne-am jucat cu autocarul la domnul șofer. După aia ne-am dus și noi, era pus la masă acolo, avea o farfurie de aia de mici, am mâncat și noi 4-5 mici, am băgat la burtică, bun, ca de obicei, a zis și Dorian Popa. Noi am ajuns acasă, a fost o săptămână extraordinară, ne-am distrat pe cinste, suntem rupți de oboseală. Am luat premiul întâi la categoria noastră, sunt foarte mândru de această reușită, mulțumim ansamblului Nedea, mulțumim doamnei Nușa, lui Petre și lui Dragoș, mulțumim și Universului că ne-a dat această oportunitate și de filmare și de dans, a fost genial, emoțiile de pe scenă sunt... Nu pot să zic așa ceva în cuvinte, să explic în cuvinte ce emoții au fost pe scenă. Seara. A venit un fan. Sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să dați like, share, subscribe, să puneți la story pe Instagram, pe Facebook, peste tot, să dați la toți prietenii, că deja bubuim, ne luăm și cameră nouă și o să fie un Stonks. Și follow pe Instagram Lucian Săiu, Florin Săiu. Sper să fie din ce în ce mai bune vlogurile noastre, asta încercăm să creștem. Și ne auzim la următorul vlog. Vă pup, pa!